Basketbaliștii lui Marcel Țentă nu au lăsat nicio speranță Universității Craiova în primele trei sferturi, pe care le-au câștigat cu 21-28, 21-26, respectiv 14-26. Pe fondul relaxării medieșinilor, care au reușit contraperformanța de a nu înscrie decât 2 puncte în 7 minute din ultimul sfert, universitarii craioveni au revenit și au câștigat detașat sfertul 31-10. Cu toate acestea, Gazmetan s-a impus cu 90-87 și are 2-0 la general. Din punct de vedere al jocului, o primă zi în care ne-am apărat foarte bine, știam că este cel mai important meci pentru a tăia, să zicem, elanul celor din Craiova. Foarte bucuroși că am câștigat. În a doua zi știam că beneficiem de o bancă mai lungă și am și profitat de asta timp de 3 sferturi, după care a intervenit o anumită relaxare neacceptabilă din punctul meu de vedere și a fost o revenire a celor de la Craiova. Bine că am câștigat, important este că scorul este 2-0 la general, nu contează la câte puncte. Finalul partidei de aseară a fost unul tensionat, cu mulți nervi din partea jucătorilor și publicului gazdă, forțele de ordine făcând cu greu față. Până la urmă, ambele echipe au reușit să fugă efectiv spre vestiare pentru ca evenimentele să nu escaladeze. Eu personal dădeam mâna cu oficialii partidei când s-a întâmplat totul și tot ce vă spun este din punctul de vedere al jucătorilor și tot ce mi-au transmis ei. La finalul partidei, când jucătorii s-au strâns la mijlocul terenului pentru a se saluta, Cristanović a refuzat să întindă mâna lui Djambić pentru că acesta i-a adus injurii în timpul meciului, plus cei trei pumni care se văd și pe video la una dintre fazele în timpul jocului. A refuzat să-i dea mâna, a fost lovit peste cap, după care nu a mai rezistat nici el, chiar dacă este un om calm și un om ok și modest, a ripostat. Pentru faptul ăsta și lui și nouă ne pare rău, pentru că nu face parte din sport acest comportament, dar nu a mai rezistat nici el presiunii, după care a fost bătăiță generală, că nu pot să zic, pe care biroul l-a lovit de asemenea cu pumnul în cap pe Cristanović. Sper să fie ok. Bureau aleargă la vestiare. Iată și jucătorii fug la vestiare. Incredibilă situație. Jucătorii coboară la vestiare. Marcel Center își face cruce. N-am mai văzut de mult așa ceva pe un teren de basket.